Gloria Buzău va încerca să se mențină în Liga Secundă de Fotbal și în noul an competițional. Conducătorii buzenilor nici nu se gândesc la accederea pe prima scenă a fotbalului românesc, atât timp cât bugetul grupării din Crâng este unul cel mult mediocru. Ion Viorel, antrenorul fotbaliștilor buzeni, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de aceștia în ultimele meciuri de pregătire și a precizat că Marcu și compania nu dispun de resursele necesare pentru a ataca promovarea. Din păcate, să zic, am luat-o invers la cum se întâmplă la pregătirea de fotbal. Am început cu meciurile și acum o luăm iar de la capăt. În pofida situației materiale dificile, Vioară a găsit și câteva plusuri în viața de zi cu zi a jucătorilor din Crâng. Potrivit discuțiilor care se poartă în vederea stabilirii noului sistem competițional, Liga a doua va fi alcătuită din două serii, a câte 12 echipe, urmând ca doar ocupanta primului loc să acceadă în primul eșelon fotbalistic.